În urmă cu 4 ani de zile făceam un clip care se intitula 7 parfumuri pe viață. Erau 7 parfumuri de designer, 7 parfumuri pe care le-aș utiliza toată viața mea dacă nu aș putea utiliza altceva. A venit momentul însă, după 4 ani de zile, să vă ofer o listă similară, dar de data aceasta cu parfumuri de nișă și mai mult de atât, cu 25 de parfumuri de nișă pe care eu le-aș utiliza pentru tot restul vieții mele. Dacă n-aș avea posibilitatea să utilizez orice altceva. Cu alte cuvinte, astea aș putea să zic că le consider a fi cele mai bune 25 de parfumuri pentru mine, în concepția mea, și pe care nu aș înceta să le utilizez absolut deloc. Pentru că va fi un clip foarte lung, zic să ne apucăm de treabă. Sunt 25 de intrări, sunt 25 de parfumuri de la 25 de case diferite. Tocmai de aceea, țineți cont de faptul că această listă este întocmită în conformitate cu preferințele mele. S-ar putea să aveți și voi o listă similară, s-ar putea să aveți și voi preferințele voastre, dar eu, în clipurile mele, vă povestesc despre plăcerile mele și despre experiența pe care eu o am cu aceste produse. Prima intrare, pentru că este o durere vie, într-o oarecare măsură, în contextul în care nu se mai regăsește, din câte văd, nici pe site-ul lor. Asta în contextul în care a fost introdus sub formă de variantă exclusivă online. Și doar atât mai am din această sticlă. Ombre Noir de la Lalic. Dintre toate parfumurile casei la Lic pe care eu le dețin, pe care le-am deținut și pe care le voi deține, Ombre Noir întotdeauna va fi numărul 1 pentru mine. Atât de frumos este parfumul ăsta, atât de bun este parfumul ăsta, atât de bine performează, și atât de bună este calitatea compoziției sale. O compoziție extrem de complexă, cu tonuri multiple, ai smochină, ai whisky, ai tutun, ai tonuri lemnoase, ai o sumedenie de tonuri la interior care se completează perfect și care rezultă într-un miros absolut fantastic, din punctul meu de vedere cel puțin. Ombre Noir de la Laric este prima intrare, așa cum am zis, chiar zilele trecute de fapt, mă uitam la ei pe site, Vroiam să comand o sticlă, pentru că asta, vedeți și voi, e aproape gata. Și surpriză, nu se mai regăsește, nu mai este în stoc. Sper să reapară, dacă nu, asta este. Mă bucur de cei câțiva mililitri pe care îi mai am în sticla mea de foarte, foarte mulți ani. Cea de-a doua intrare este un parfum foarte proaspăt, foarte drag mie și pe care îl îndrăgesc tocmai datorită notei de bergamotă care se regăsește la interior, care este excepțional interpretată, mai e și lămâie de amalfi un parfum perfect pentru vară și nu numai. Dar în mod deosebit vara, parfumul ăsta este colosal. Mai ai și un ton ciudat de oregano care se regăsește la interior și vorbesc desigur despre Fiero de la Jerjof. Absolut superb din toate punctele de vedere și după absolut toate standardele, ăsta este un parfum superb. Extrem de proaspăt, extrem de revigorant, extrem de suculent, extrem de energizant și de elegant, de o potrivă. Un parfum senzațional în temperaturi ridicate, un parfum care atrage complimente cu nemiluita, un parfum care te reîmprospătează, care te energizează, care te revitalizează. Foarte, foarte frumos și ținând cont că vorbim despre un parfum citric, eminamente, performanța este pur și simplu uluitoare. Jejofiero este cea de-a doua intrare din această listă cu parfumuri de mișă pe viață. Cea de-a treia intrare este violeta mea preferată, este violeta mea întunecată de parma, este violeta animalică. Vorbesc desigur despre Mi New York și al său șaman. Absolut spectaculos parfumul ăsta. Dacă ești un iubitor al notei de violetă, ăsta este un parfum pe care trebuie să-l dețin în cadrul colecției. Mai mult decât atât, fiind o violetă întunecată, o violetă de Parma, este complimentată absolut superb, cu niște tonuri animalice extrem de proeminente, care conferă un caracter și mai aparte acestei compoziții. Extrem de elegant, extrem de frumos, Excepțional interpretată nota de violetă și calitatea parfumului și a acestei case este una la superlativ. Performanța este pur și simplu uluitoare după toate standardele de longevitate, proiecție sau siaj. Un parfum de ținută, un parfum care funcționează de minune indiferent de temperaturile de afară, drept urmare este un parfum excelent pentru întreaga perioada unui an. Condiția esențială, să-ți placă parfumurile animalice. Și nota de violetă, în mod evident, absolut sub perp pentru că altfel nu poate fi descris. Și ca să rămânem tot la tonuri florale, zic să vorbim și despre iasomie și una dintre iasomiile mele preferate. Tot animalică, într-o oarecare măsură, dar și cu un sentiment pronunțat religios. Vorbesc desigur despre la religios de la Serge Lutens. Absolut încântător. Un parfum perfect pentru ținute semiformale și formale, un parfum excelent de evenimente, un parfum perfect pentru întreaga perioadă a unui an, indiferent de scenariile de temperatură, un parfum în care nota de asumi este interpretată la superlativ. Mai mult decât atât, performează uluitor, iar factorul de complimente pentru cei interesați de acest aspect este unul foarte ridicat. Un parfum care te poate duce cu gândul implicit la un scenariu bisericos, la un scenariu laic, dar atenție, nota de tămâie nu este actorul principal și nici nu este una foarte proeminentă. Sesizabilă, dar nu dominantă în cadrul compoziției. La religios de la Serge Lutens, cea de-a patra intrare în această listă cu parfumuri pe viață de nișă. Cea de-a cincea intrare, o bijuterie o reinterpretare a unui stil numit aromatic fujer, dar o interpretare modernă. Vorbesc desigur despre Tom Ford și al său fujer d'Argent. Excelent, excelent din toate punctele de vedere. Dacă vezi parfumurile de tip fujer, vei îndrăgi ceea ce face acest fujer d'Argent de la Tom Ford, din linia Private Blend, o compoziție în care nota de la strălucește. Dar complimentată de tonuri total atipice unui astfel de parfum, și în mod deosebit lemnul de achigala este cel care se remarcă în cadrul compoziției. Masculin, elegant, rafinat, deosebit, un parfum care exultă calitate, un parfum care exultă eleganță, un parfum care exultă masculinitate, un parfum perfect pentru scenarii și ținute, semiformale și formale, un parfum care performează de asemenea. Foarte, foarte bine. Și care în momentul de față este discontinuat. Că așa face nenea Tom Ford de fiecare dată. Fuger d'argent de la Tom Ford și ne ducem la cea de-a șasea intrare și vorbim tot despre un parfum de tip fuger, dar de data aceasta vorbim despre un parfum legendar, vorbim despre Penhaligon's și al său sartorial, că despre el este vorba. Din nou, nota de lavandă este elementul central. Doar că de data aceasta vorbim despre o interpretare britanică, specifică, acestei case britanice. Un parfum extrem de elegant, dar și de sobru, de o potrivă. Un parfum care conține o sumedenie de tonuri la interior. Ai implicit ceară de albine, ai aldehide, ai tonuri metalice, ai tonuri florale, tonuri lemnoase, care se combină cu nota aia de lavandă, dar care rămâne întotdeauna deasupra tuturor celorlalte tonuri. Un parfum extrem de calitativ, precum toate produsele acestei case și nu degeaba este una dintre casele mele preferate, un parfum cu o performanță fantastic de bună. Sartorial de la Penhaligons, absolut excepțional. Mai departe, rămânem oarecum în aceeași linie și vorbim despre o casă italiană, vorbim despre Nobile, 1942, hmm. și parfumul este același, că nu are cum să fie altul. Vespri Aromatico. Aș putea să miros parfumul ăsta toată viața mea și nu m-ar deranja, sincer. Atât de frumos este, atât de bun este, atât de calitativ este și atât de frumoasă este compoziția și calitatea ingredientelor de la interior. Un amalgam de tonuri citrice și tonuri aromatice care se complimentează reciproc în cadrul compoziției, o bijuterie olfactivă care te înăbușe, un parfum extrem de proaspăt, de luminos, de efervescent și de revigorant de potrivă, dar care denotă fantastic de multă masculinitate și foarte mult bun gust și eleganță masculină. Asta este de asemenea un parfum perfect pentru tot anul, dar pentru cei care țin cont de stupiditățile cu anotimpurile de purtare și așa mai departe, ăsta este un parfum excelent pentru temperaturi moderate și ridicat foarte ridicate. Altfel, pentru mine este un parfum de tot anul, pentru că l-am purtat și iarna în temperaturi fantastic de scăzute și funcționează de minune. Unul dintre cele mai frumoase parfumuri masculine create vreodată, după umila mea părere. Vespri Aromatico de la Nobile 1942, o casă de nișă italiană din Parma. Rămânem pe aceeași linie de fujeruri și inevitabil nu putea să lipsească tocmai asta Ținând cont că este unul dintre preferatele mele all-time și pur și simplu ador combinația pe care o propune. Și anume, lavandă cu whisky. Sau cu coniac. Nu mai știu exact. Dar parcă cu, cu whisky. În fine, detalii. Downtown, Cooper Square, de la Bond, number no. 9, că despre el este vorba. O minunăție, o bijuterie. Din nou, un parfum foarte masculin care exultă masculinitate, un parfum cu o performanță uluitoare și cu o calitate a ingredientelor excepțională. Dacă îți plac parfumurile de tipul acesta, fugier, care conțin nota de lavandă sau muș de stejar sau, știu eu, tonuri aromatice, ăsta este unul dintre acele parfumuri pe care trebuie să le ai în cadrul colecției. La fel cum este și fujier d'argent de la Tom Ford, cum este Sartorialul de la Ben Hallingus, cum este Vespri Aromatico de la Nobil 1942, exact așa este și Cooper Square de la Bond Number no. 9 excepțională performanța și mirosul în contextul în care la început parfumul nu prea performa. Dar așa cum repet întotdeauna, obsesiv, dacă dai timp parfumului, dacă îl lași în pace să se macereze, își va releva la un moment dat frumusețea. Și exact asta a făcut Downtown Cooper Square și sunt de fiecare dată extrem de fericit când îl port excepțională creație a celor de la Bond Number no. 9. Mergem mai departe și vorbim despre smokin. Și așa cum am mai spus-o și în alte ocazii, parfumul ăsta, pentru mine, este cea mai bună reprezentare a smokinului. Punct. Nu există altul mai bun ca el în viziunea mea. Asta în contextul în care eu sunt un mare iubitor al notei de smokin, smokină și dețin fantastic de multe parfumuri cu acest element. E implicit de la Diptic și de la alte case. Dar asta, pentru mine, reprezintă cea mai naturală interpretare și cea mai realistă interpretare a notei de smokin, a arborului de smokin în toată complexitatea lui. Luring Fig de la Teodoros Calotinis. Este și cel mai ieftin parfum prezent în această listă. Este cel mai ieftin, cu mult, mult mai ieftin decât restul. Dar cu toate acestea, așa cum vă spun de la bun început, de când v-am prezentat în premieră această casă, și al Teodoros Calotinis, o casă grecească, aceste compoziții, deși accesibile ca preț, din această colecție, sunt extrem, extrem de bine făcute și de calitative din punct de vedere al notelor, dar și din punct de vedere al mirosului și al performanței. Iar Alluring Fig este un parfum care reprezintă cu exactitate arborile de smoking verde, prăfuit, lemnos, aromatic. Absolut toate componentele sunt prezente în Alluring Fig. Și în momentul în care resimți aroma, te transpui imediat, automat, într-un peisaj specific zonei mediteranene. Un parfum care performează fantastic de bine și un parfum care este extrem de proaspăt și de revigorant. Pur și simplu, aroma lui este încântătoare. Miroasă fenomenal de bine. Fenomenal de bine. Luring Pig de la Teodoros Calotinis. Puteți să comandați direct de pe site-ul celor de la Teodoros Calotinis. Mai departe, următoarea intrare. Desigur, ai nevoie de un parfum care să te reprezinte și să o facă foarte bine în cadrul evenimentelor foarte formale. În cazul evenimentelor foarte importante din viață. Evenimente la care vrei să impresionezi implicit prin mirosul pe care îl degași. Și din punctul meu de vedere, ăsta este un parfum imbatabil. Nimic nu se apropie de el. King. Sau Long Live the King de la Um. Da. Fenomenal. Fenomenal interpretat lemnul de agăr, că despre el este vorba în Long Live the King de la U. Um, dar mai e și alte tonuri pe acolo, mai e și Paciuli, mai e și Vetiver. Mulți zic că este similar cu Black Afgano, din punctul meu de vedere se aseamănă, dar nu răsare. Cam asta este deviza. Pentru că ăsta este la alt nivel comparativ cu Black Afghan. Adică, efectiv, pe Black Afghan, care este un parfum monstruos de la Naso Mato, King îl mănâncă pe pâine dimineața la micul dejun. Atât de puternic este, atât de calitativ este și atât de bine performează. Ăsta este genul de parfum din care dacă aplici un puf, vreo două zile nu mai trebuie. Și nu exagerez absolut deloc, pentru că l-am purtat de prea multe ori, ca să nu am, hai să zicem, situația reală sau exactă a modului în care se comportă acest king. Dacă vrei ceva excepțional pentru situații excepționale, pentru evenimente excepționale, deosebite, din punctul meu de vedere, Regele e Rege și e Rege cu un motiv foarte bine întemeiat. Deopotrivă, însă, tot pentru evenimente formale, tot pentru evenimente importante, dar vrei ceva puțin mai multă versatilitate, vrei ceva care să nu provoace foarte multe indiscreții din punct de vedere a ceea ce porți, vrei ceva mai maleabil pentru cei din jurul tău, dar la fel de puternic, la fel de impresionant, la fel de calitativ, e bine, ăsta este parfumul meu preferat din toată colecția mea, când vine vorba de evenimente formale, dar în contextul mai generalist de utilizare. Și evident vorbesc despre același Boys 1920, relativamente Rosso. Combinația absolut fenomenală de tămâie cu trandafir de mai. Pentru că ăsta este acordul principal, ăsta este miraculosul acord care face ca acest parfum să fie excepțional de frumos. Un parfum care performează uluitor de bine, un parfum de ținută formală și de evenimente formale, dar, repet, comparativ cu King de la UM, Asta este mai generalism un pic. Este puțin mai uh, pentru diversitate. Un uh, parfum care te încântă efectiv prin combinația de tonuri lemnoase, de tonuri tămuioase, de tonuri de trandafir de mai care se regăsește la interior și care te face efectiv să te adulmeci în continuu sau să fii adulmecat după caz, că se poate întâmpla și chestia asta. Voice 1920, relativamente Rosso. Mai departe, rămânem la una dintre cele mai interesante și frumoase compoziții, pentru mine, cel puțin, pentru că ea conține atât tonuri lemnoase, cât și tămâie. Dar modul în care este interpretat acest parfum și modul în care miroase este pur și simplu uluitor. Și tocmai de aceea este unul dintre preferatele mele și Dumnezeule, Notele alea de lemnoase din el, tonurile alea de cedru, în mod deosebit, dar mai ai și lemn al prețios la interior, ai și cacao, ai și sare și, în mod evident, și tămâie, sunt absolut spectaculoase. The Merchant of Venice și al său Mystic Incense. Fabulos, de frumos, de calitativ și cu o performanță uluitoare. Un parfum în care tonurile noastre sunt extrem de seci, de uscate și îmi place la nebunie. În modul deosebit când reîntâlnesc în parfumuri, nota de cedru interpretată astfel sau orice tonurile noastre interpretate astfel. Pentru că miros uluitor și mai mult decât atât, funcționează uluitor la nivelul pielii mele. În plus, combinația aia de tămâie cu cacao și cu sare este pur și simplu încântătoare. Foarte frumos, foarte bun și foarte, foarte calitativ și performant. Dacă îți plac tonurile lenoase, dacă îți plac tonurile tămuioase și vrei o combinație între cele două și în egală măsură vrei și ceva unic ca și interpretare, ei bine, Mystic Incense din colecția Murano a celor de la The Merchant of Venice este parfumul pe care îl cauți. Iar eu îl recomand cu absolută tăria și tocmai de aceea este un parfum pe care l-aș putea purta toată viața fără nici cel mai mic stres. La fel cum l-aș putea purta și pe ăsta, de exemplu. Pe nenorocitul ăsta mic, absolut fabulos, cu uluitoarea sa combinație de vin cu cerneală și cu cireșe amare. Plus sub de cireșe amare, desigur. Fratele Pații, Lorenzo Pațalia, sharing, că despre el este vorba. Nu cunosc om care să nu fi mirosit acest parfum, sau mai bine zis, care să fi luat de la mine acest parfum, și să nu fie uluit de modul în care miroase. Nu cunosc cum. E fabulos de frumos parfumul ăsta. Nota aia extrem de suculentă, de cireșe negre, cireșe amare. Nota aia de vin roșu, de asemenea, spumant oarecum. Te poate ce cu gândul la un vin italienesc pe care eu îl consumam înainte, mai puțin acum, și anume un vin frizante, se numea, dar nu mai știu cum, îmi scapă de numirea, frizante din Regio Emilia sau nu mai știu, ceva de genul ăsta, în fine. Exact acolo nu duce cu gândul, de fiecare dată când îi resimt aroma. Și să porți parfumul ăsta, vara, în temperaturi ridicate și foarte ridicate, este o întreagă poezie. Poezie olfactivă, în mod evident. Recoritor, proaspăt, revitalizant, dar deopotrivă, jucăuș, elegant și extrem, extrem de performant. Pentru că are o performanță pur și simplu uitoare. Nu degeaba îmi place Lorenzo Pazalia, pentru că folosește în compozițiile sale o concentrație de 40% de uleiuri esențiale și chestia asta se vede. Culmea, parfumul ăsta poate avea anumite efecte în sensul în care, în temperaturi foarte ridicate, tonurile fructate se resimt mai puternic iar în temperaturi puțin mai normale sau mai domoale, tonurile de vin roșu se resimt mai mult. În orice caz, este excepțional și l-aș putea purta doar pe ăsta pentru toți restul vieții. Lorenzo Pațalia Cherry În aceeași ordine de idei, vine însă următorul, care e oarecum în antiteză cu Cherry vorbim vorbind despre un parcum care ne prezintă un scenariu marin și pentru mine, așa cum am spus-o chiar recent în recenzia lui, este preferatul meu când vorbim despre parfumuri acvatice. Tower și al său Taloblu. Nu reiau ceea ce am zis, aveți recenzia postată pe canal, în urmă cu câteva zile, puteți să intrați să vedeți recenzia. Un parfum ca nimeni altul. Excepțional din punct de vedere al calității, din punct de vedere al mirosului, din punct de vedere al performanței. Un parfum care te transpune cu ochii într-un scenariu marin, într-o furtună dacă vreți, sau în cazul altora pe fundul mării, dacă ești practicant de sporturi acvatice. Fenomenal de proaspăt, de, de, de revigorant și ceea ce a făcut Andy Tower cu acest talul este cu adevărat o operă de artă. Bun, ne ducem mai departe la următoarea intrare. Următoarea intrare vine de la Orto Parisi. Pentru că nu poate să lipsească nici fratele Alessandro Gualtieri și atunci intrarea va fi de la Orto Parisi, nu de la Nasumato. Viride, da? Sau uh, nasomatul absint peste steroizi, dacă vreți să folosesc uh, această caracterizare, pentru că asta reprezintă pentru mine viride de la Orto Parisi. Parfumul meu preferat de la nasomatul este absint, dar întotdeauna m-am plâns și voi continua să o fac. M-am plâns de performanța lui, care pentru mine, pentru cât de bine miroase parfumul, pentru cât de bine făcut este, nu este satisfăcătoare. Și atunci vine viride și repar absolut tot ceea ce aveam de zis împotriva lui Absint. Ba, chiar mai mult. Fantastic de bun, fantastic de frumos. Ai și o notă de la Vandă introdusă în acest viride, comparativ cu varianta de la Nasonato și anume cu Absint. Parfum masculin, un parfum elegant, un parfum care se potrivește, zic eu, de minune, în temperaturi moderate și moderat scăzute, dar pe care n-am avut nicio problemă din a-l purta nici vara, în temperaturi foarte ridicate. Totul mare extrem de versatil, extrem de flexibil. Viride. Vi recomand. Hai să mergem și la casa Mancela. Pentru că nu poate să lipsească nenea pier montal. Și nu poate să lipsească parfumul ăsta. Care pentru mine rămâne preferatul meu. Da. Gold Intensity Wood. Că despre el este vorba. Nu mi-am schimbat părerea nici până ziua de astăzi, nici nu mi voi schimba foarte curând, pentru că nu am de ce. Golden Intensity Vaud este un parfum cu lemn de agăr, atipic interpretat, pentru că este un parfum pe bază de agăr, dar oarecum citric acvatic. Și tocmai asta îl face să se distingă în marea de parfumuri orientale și în mod osebit, între parfumurile care conțin lemn de agăr la interior. Pentru că acest parfum reușește, în funcție și de sezonul în care îl porți, să aibă un comportament diferit. În ideea în care în temperaturi ridicate și foarte ridicate, parfumul ăsta pune accent mai mult pe partea de prospețime, de citrice, de exemplu, și de tonuri acvatice care se regăsesc la interior, iar în sezoanele cu temperaturi scăzute sau foarte scăzute, parfumul ăsta se întunecă și pune mai mult accent pe lemnul de agăr. Dacă vreți, păstrând proporțiile comparației, are exact același comportament pe care îl are la lic omaj al omului de la Lic, ăla fiind un parfum de designer. Absolut excepțional mirosul pentru mine și absolut excepțională performanța lui Gold Intensity Vaud de la Mancera. Recomand cu absolut toată tăria. Și atenție, este un parfum masculin. Nici de cum unisex, nici de cum feminin și alte prostii de genul acesta. Este un parfum cât se poate de masculin. Exact ca și ăsta, care vine tot de la Pierre Montal, doar că schimbăm linia, schimbăm casa și vorbim despre casa Montal. Iar parfumul este Oud Lavender. Din nou, nu putea să fie altul. E prea bun, e prea fain, e ce trebuie. Despre lavandă. De la început și până la sfârșit. Lavandă cu tonuri lemnoase, cu tonuri pământii. Un parfum care te face să te gândești cu atât mai bine dacă ai fost într-un astfel de scenariu și și recomand, tocmai pentru comparația cu parfumul, te face să te gândești la un scenariu în care te situezi pe un câmp de lavandă, începând de dimineața și până seara după apus. Toate mirosurile alea pe care le captezi, aflându-te în câmpul de lavandă sau lângă câmpul de lavandă pe perioada unei zile, exact aia vei percepe și în acest parfum pe întreaga perioada purtării senzațional din punct de vedere al interpretării, din punct de vedere al calității și din punctul meu de vedere una dintre cele, dacă nu poate cea mai naturală, interpretarea notei de lavandă în parfumerie. Din păcate, cred că a fost discontinuat pentru că nu reușesc să-l mai găsesc. Vreau să mai cumpăr o sticlă, nu l-am mai găsit pe nicăieri, a dispărut efectiv. Nu știu oficial să fi fost discontinuat, dar pare se că așa ar cam sta lucrurile în cazul lui Aud Lavender. În orice caz eu vi-l recomand. Un parfum foarte masculin, un parfum foarte frumos, un parfum matur, un parfum care denotă seriozitate, dar și eleganță de potrivă. Și hai să ne ducem la ciudățenii. Pentru că eu de parfumul ăsta nu mă satur. Jur că nu mă satur. Atât de mult îmi place și atât de bun este pentru mine. Dumnezeu. El e tot el, nenea Dodo. Dodo este ceva cu totul și cu totul aparte. Este un parfum foarte artistic în primul rând, este o interpretare foarte artistică. Este o interpretare care te poate transpune cu mintea, cu ochii minții într-un scenariu de insulă vulcanică specifică regiunii în care se întâlnește pasărea Dodo și habitatului acesteia, pentru că ai și un sentiment foarte pronunțat, extrem de intrigant, de curios dar și de plăcut pentru mine, sulfuros prezent în această compoziție. E foarte multe tonuri la interior, printre care și ananas, dacă nu mă înșel, și mango, ai uh, concentrat de coacăze negre, care este folosit într-un mod absolut bombastic în cazul lui Dodo, și atenție, eu vorbesc despre varianta nouă de Dodo, varianta numărul 2, nu varianta inițială, dar și ăsta este discontinuat, la fel ca și prima variantă, și mirosul este pur și simplu încântător. Este extrem, extrem de proaspăt, de revigorant, dar de o potrivă și de ciudat, de curios. Pentru că ai tonurile alea fructate, ai tonurile alea verzi, aromatice și ai și tonurile alea sulfuroase, care îi conferă caracterul aparte. Și pur și simplu eu nu mă pot sătura din a-i resimți aroma. L-am portat vara asta, de... l-au luat toți dracii, l-am portat în temperaturi foarte ridicate, extrem de ridicate, și mi-a plăcut la nebunie să-i resimt aroma. Mai mult decât atât, performează absolut uluitor și dacă vreți lucruri unice, lucruri artistice, ăsta este un parfum pe care eu vi-l recomand, dar în mod deosebit vă recomand Casa Zoologist. Dacă nu mai vreți să mirosiți aceleași lucruri pe care le-ați mirosit toată viața și vreți lucruri noi, cutezătoare, îndrăznețe și așa cum v-am spus în clipul cu 10 case preferate de parfumerie, casa Zoologist este una dintre casele preferate și este acolo sus. Sus de tot. Este propriu zis pe locul 2. Mai departe, vorbim despre ceva la fel de artistic, ceva la fel de intrigant, dar de data aceasta cu un caracter foarte profund laic, religios. E... Mai degrabă spune cu un caracter profund de călătorie spirituală, pentru că despre asta este vorba în acest parfum. Și vorbesc despre Luigi Imprezabile și a lui superbă casă, pe numele său Meo Fusciuni, iar parfumul este, în mod evident, Varanasi. Parfum care poartă denumirea orașului sfânt indian, Varanasi, locul în care, după cum bine știți, sau poate că nu, se incinerează pe malul fluviului Gange, cetățenii decedați, iar cenușa lor este aruncată în fluviu. Tocmai de aceea are o sănătate aparte acest oraș în cultura indiană pentru poporul indian, dar implicit la nivel universal, pentru că este un spectacol în sine, deși n-am fost niciodată acolo, dar am prieten care a fost și mi-au mai povestit și mie ce și cum. Este un spectacol în sine să asigi la astfel de ceremoniale. Iar ăsta este un parfum care te poate duce cu gândul la scenariile respective, pentru că este un parfum animalic, este un parfum care conține tonuri acvatice, este un parfum care conține tămâie și mirosul său sau toate aceste note combinate la un loc îți conferă sentimentul ăsta profund religios, profund laic, profund spiritual. Miroase pur și simplu uitor, este unul dintre cele mai frumoase și cele mai bune parfumuri animalice pe care le știu eu și mai mult decât atât performanța este pur și simplu colosală. Asta este un parfum în care nota aia de tămâie este excepțional interpretată. Deci dacă iubești tonurile tămâioase, dacă iubești tonurile animalice, dacă iubești parfumurile cu un impact emoțional profund Sau cu un sentiment profund, meditativ, spiritual, ritualic, religios Varanasi este ceea ce cauți Excepțional Și rămânem la tămâie și vorbim despre tămâia mea preferată Pentru că, și-am mai spus-o o prefer pe asta în detrimentul tuturor celorlalte, implicita lui Varanasi, pentru că e puțin mai flexibil în purtare pentru mine, sau din punctul meu de vedere, ce este tămâia care mă transpune automat într-o biserică, într-o mănăstire mai exact. Vorbesc despre Inițio și al său Magnetic Blend 8, cât despre el e vorba. Tămâie de mănăstire în cea mai pură interpretare. Și așa cum eu am mai zis când am mai vorbit despre el, mie ăsta în miroase precum tămâia de la mănăstirea Oașa. Pentru cei familiarizați cu mănăstirea respectivă, pentru cei care cunosc locul, exact așa miroase precum tămâia pe care o cumperi de acolo și după aia te decizi să o folosești acasă, să o arzi în casă. Tocmai de aceea mie îmi place la nebunie parfumul ăsta, tocmai de aceea îmi place să-i resimt aroma, este un parfum de calitate excepțională, conține o singură notă și anume nota de tămâie, dar este o notă multifacetată, pentru că își relevă absolut toate fațetele. Gândiți-vă la procesul de producție al tămâii într-o mănăstire și imaginați-vă că parfumul ăsta este destructurat exact pe baza ingredientelor folosite pentru a se obține tămâia în mănăstirea respectivă. Ai parte de absolut toate fațetele, toate ingredientele care intră în amestecul final și miroase fabulos, încântător, lemnos, fumuriu, verde, aromatic potent, spiritual, religios, meditativ. Foarte frumos. Un parfum pe care îl port cu maximă plăcere, indiferent de scenariul de temperatură sau de sezonul de afară. În mod deosebit îmi place să-i resimt aroma vara în temperaturi foarte, foarte ridicate. Pentru că funcționează de minune. Performanța este la superlativ. Dumnezeu. Ca și cum ai fi în timpul liturgiei spectacol. Mai departe. Hai să rămânem tot la Și aici l-am ales pe ăsta. Tocmai datorită preferinței personale. Adică în momentul în care te hotărăști să faci o listă de genul acesta cu parfumul pe care să le utilizezi pentru tot restul vieții, în contextul în care ai foarte multe parfumuri de la această casă, te gândești care miros ai dorit să le simți cel mai frecvent, cel mai des, care ți-ar plăcea cel mai mult să-l ai în ta, atunci răspunsul a fost foarte simplu când vine vorba despre casa în moș. Miender. Pur și simplu. Miender. Tămâie, iris, lem de santal, semințe de morcov. Excepțional. Una dintre cele mai frumoase tămâi create vreodată. O compoziție pur și simplu uluitor de calitativă, cu o performanță foarte bună. Eu personal mi-aș fi dorit să proiecteze ultra puternic acest parfum. Nu o face, dar eu nu sunt dezamăgit, ăsta este adevărul. Dar mirosul este ceva aparte. Eu am mai spus-o și o repet. Parfumul ăsta poate să-ți inducă senzația că privește apusul de soare undeva în deșert, cocoțat în vârful unei dune de nisip sau undeva într-o zonă, hai să zicem, limitrofă unui deșert. Pentru cei care au fost în astfel de scenarii, știți foarte bine la ce mă refer. Iar lângă tine arde și un foc de tabără. Exact așa, miroase. E încântător, e uluitor de frumos, de relaxant. Notaia de iris e magnific interpretată. Iar lemnul de santal este atât de cremos. Asta în contextul în care folosește lemn de santal de misore adică cel mai bun lemn de santal cu putință, care întâmplător este interzis a mai fi exploatat de către autoritățile indiene. Uluitor, Miender de la Amuaj. Mai departe, un alt parfum de care nu m-a săturat niciodată în viața aceasta și dincolo de ea, vine de la Mugler. Inevitabil, ne reîntâlnim iarăși cu queer impertinent. O, oh, da oh, da, da, da. Nota aia de anason stelat din compoziția lui Queer pertinent este absolut magnifică. Pentru cei uh, familiarizați cu Ligiul de la Gherlan, ăsta este superlativul. Hiper superlativul ar fi cel mai bine de spus. Iurață uluitor, conține doar anason stelat și piele, performează magnific pentru că ăsta este adevărul și este un parfum pe care îl poți purta pe perioada unui întreg Pentru că nota aia de anason stelat este extrem de proaspătă, extrem de revigorantă și de aromatică, în mod evident. Ăsta este unul dintre parfumurile mele preferate și pur și simplu modul în care este interpretată nota aia de anason e uluitor. Mare, foarte mare păcat că cei de la Mugler au discontinuat toată linia Les Exceptions. Și ajungem la Aqua di Parma. Și la Aqua di Parma, din nou, situația este dificilă, la fel ca și la Mancera, la fel ca și la Montal, la fel ca și la Mamuaj și așa mai departe, dar parfumul este același. Și nu mi-am schimbat părerea în decursul anilor, orice ar fi, vorbesc despre Colonia Ebanu. Da, Că despre el este vorba. Lemnul de abanos al celor de la Aqua di Parma, împreună cu nota aia de miere absolut superbă, fac din acest parfum unul dintre cele mai elegante, cele mai frumoase, cele mai seducătoare parfumuri masculine. Deopotrivă, performanța acestui parfum este una foarte, foarte bună. Un parfum de eveniment, un parfum de ținută, un parfum de ținută semiformală și formală, un parfum pe care, din punctul meu de vedere, dacă îl alegi să facă parte din garderoba ta, nu ai cum să-l detești și să nu-l apreciezi și să nu-i apreciezi frumusețea. E prea bun. Colonia Ebano de la Aqua Tiparma di din colecția de ingredients. Mai departe. Există legenda cum că regele parfumurilor este Creed Aventus. Pentru foarte mulți cetățeni acest lucru este adevărat. În mod evident, problema este alta. Nu pentru toți cetățenii cred aventul este regele parfumurilor. Pentru unii dintre noi, pentru mulți dintre noi, există alți regi. Și când vine vorba despre casa Creed, pentru mulți dintre noi, regele acestei case poartă o singură titulatură. Și anume, Green Irish Creed. Ăsta este adevăratul rege al casei Creed, când vorbim despre parfumurile acestei case. Nu sunt nici primul, nu sunt nici ultimul care consideră acest parfum ca fiind cea mai bună creație a acestei case, în mod evident că întotdeauna diferă preferința personală, tocmai de aceea pentru mine nu este parfumul preferat de la această casă, dar, dar, parfumul ăsta a apărut în 1985. Suntem în 2023, se fabrică de 38 de ani și încă se va mai fabrica este un parfum prea bun. Înainte de Aventus, înainte de toată nebunia cu Aventus, înainte de toate clonele răsărite de la toate casele și înainte de toți pasatorii de produse care au descoperit parfumeria de nișă prin Aventus și l-au împins pe gâtul oamenilor până la refuz, să țineți cont că a existat, există și va exista Creed Green Irish Creed. Tonurile de verbenă, tonurile de mentă, tonurile de ambergris, tonurile de vetiver, nota de violetă din cadrul compoziției lui Green Irish Tweed sunt absolut excepțional interpretate. Și deși nu sunt cel mai mare fan al acestei case, întotdeauna dau cezarului ceea ce este al cezarului. Iar ăsta este unul dintre parfumurile acestei case care mie îmi plac. Nu într atât încât să mă facă să nu dor noaptea din cauza lui, dar chiar îmi place și chiar este calitativ. Așa cum am amintit în clipul anterior când v-am vorbit despre Body Portugal, Ăsta este un parfum care nu a beneficiat de aceeași atenție, precum Aventus și alte parfumuri din linia lor, pentru urmare nu a avut de suferit din punct de vedere al impactului asupra pieței și din punct de vedere al marketingului făcut de către cei de la Creed. Compoziția absolut uluitoare, extrem de calitativă, mirosul este fenomenal. Dacă ești bărbat și vrei un parfum proaspăt, fresh, verde, aromatic, de cea mai bună calitate și cu performanță foarte bună, Ăsta este regele. Sau cum ar zice meseriașii, regele. Creed. Green Irish Creed. Și ultima intrare din această listă, cu 25 de parfumuri de nișă pe viață. Da. Panadora. Grand Mask. Cea mai bună notă de mosc. Mosc adevărat mosc animalic pe care eu am mirosit-o vreodată. De fapt, aș fi nedrept dacă aș zice pe care am mirosit-o vreodată, pentru că trebuie să reamintesc aici și parfumurile casei Meleg, care folosesc mosc natural. Dar, pentru că alea sunt altă discuție, pentru mine, Panadora Grand Musk este pur și simplu o operă de artă în sticlă. Nota de mosc din parfumul ăsta este atât de cremoasă, că asta este singura caracterizare pe care o pot conferi, este atât de naturală, este atât de bine făcută, încât n-ai cum să nu te îndrăgostești de parfumul ăsta, chiar dacă nu ești fan parfumuri animalice. E prea bun. Calitatea compoziției este excepțională, mirosul este excepțional și performanța este pur și simplu năucitoare un parfum ca nimeni altul și ăsta, din punctul meu de vedere. Nota de mosc, care se reîntâlnește foarte frecvent în parfumerie, de cele mai multe ori, este o notă de sinteză, este o notă sintetizată în laborator, pentru că IFRA, prin reglementările sale, a interzis utilizarea tonurilor animalice. Însă, mai există și case din astea așa mai răzlețe, mai rebele, gen Perfumes, de exemplu, că tot am amintit de el, care îmi dau doi bani pe ce vrea IFRA, și pare să că și băieții de la Panadora se numără, mai exact Ibrahim al Zoabi, că asta este denumirea cetățeanului care deține și care creează aceste parfumuri, un cetățean suedez de origine siriană, nu țin cont de ce vrea Ifra. Și pentru unul ca mine și pentru mulți alții ca mine, genul acesta de interpretări și genul acesta de parfumieri și de case reprezintă o bucurie, o bucurie pentru că beneficiem de tot ceea ce este mai bun din punct de vedere al calității elementelor, ingredientelor folosite în cadrul compoziției. Panadura Grand Mask este un exemplu de super calitate când vine vorba despre compoziție parfumată și cu atât mai mult când vine vorba despre interpretarea notei de musc. Și am ajuns la final. Aici ne oprim, aici punem punct. Aceasta este lista cu 25 de parfumuri de nișă pe viață 25 de parfumuri pe care le-aș utiliza pentru tot restul vieții mele, dacă ar putea fi singurele parfumuri pe care să le mai utilizez. 25 de parfumuri pe care eu le consider, conform preferințelor mele și experienței mele cu ele, cele mai bune parfumuri de la aceste case, în primul și în primul rând, dar și din colecția mea, dacă vreți, până acolo, să extrapolăm un pic, deși sunt multe, multe altele care pot fi incluse într-un astfel de clasament cu cele mai bune parfumuri. Dar, dacă ar fi să aleg extrem de subiectiv ce mi-aș dori să resimt, ce mi-aș dori să miros, cum mi-aș dori să miros, astea ar fi parfumurile pe care le-aș alege. Și spre deosebire de alți cetățeni, eu nu o să revin anul viitor, nici peste 2 ani, nici peste 5 ani, nici peste 10 ani, cu liste noi de acest tip, când vorbim despre parfumuri pe viață. Așa cum nu am făcut-o nici când am vorbit despre parfumurile de designer, în urmă cu 4 ani, pentru că am văzut pe unii că se răzgândesc așa de la an la an sau odată la câteva luni și schimbă preferințele prin listele lor, pentru că așa e bine. Nu. Asta este singura listă de acest tip pe care eu o voi face pe acest canal sau pe orice alt canal, când vine vorba despre 25 de parfumuri de nișă pe viață. Din perspectiva mea, pentru voi reprezintă strict recomandări. Nimic altceva. Nimic mai mult. Dacă vreți să le testați, dacă vreți să vă convingeți de calitatea lor, de frumusețea lor, de performanța lor. Eu vă pun la dispoziție partea de decantare, aveți site-ul parfumeriagavo.ro, acolo găsiți lista cu absolut toate produsele, lista actualizată la zi, cu prețuri, cu promoții, avantaje client, condiții pentru efectuarea decantării și nu aveți decât să apelați la partea de decantare ca să testați produsele acestea. În caz contrar, eu nu vă recomand achiziția orbește, pentru că nu sunt parfumuri ieftine, pentru că sunt parfumuri care s-ar putea vouă să nu vi se potrivească, și mai mult decât atât, e extrem de important să nu ajungeți să cheltuiți o grămadă de bani pe lucruri care nu vi se potrivesc, care nu vă plac și să le cumpărați în necunoștință de cauză doar pentru că v-au zis unii și alții prin mediul online, unde altundeva, cât sunt de bune, cât sunt de magnifice, cât sunt de incredibile, iar ulterior în realitate să vedeți că pe voi nu funcționează. Nu recomand cumpărarea vorbește. Eu vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă mulțumesc pentru atenție, și dați-mi voie ca întotdeauna să vă urez toate cele bune. Numai bine.